Medicii clujeni au sesizat poliția după ce un bărbat s-a prezentat la urgențe, povestind că a înghițit un obiect misterios, ireal ce au descoperit doctorii în urma operației. Conform știrii România.ro, bărbatul s-a prezentat la unitatea primirii urgențe și a fost operat în regim de urgență. Medicii au scos din stomacul acestuia un lingou de 250 de grame, ce pare a fi din aur. Pacientul în vârstă de 35 de ani a fost cel care a mers de bunăvoie la spital și le-a explicat doctorilor situația, după ce și-a dat seama că fapta sa ar putea avea urmări. Intervenția chirurgicală a avut loc la Institutul Regional de Gastroenterologie Hepatologie Dr. Octavian Fodor. Lingoul de 5 cm lungime și 2,5 lățime ar valora aproximativ 14.000 de euro, informează Observator News. Fiind abia ieșit din operație, oamenii legii au explicat că nu l-au putut audia pentru moment pe pacient. Cu toate acestea, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, relatează știrromânia.ro.